S-au arestat pe loc Un cunoscut critic al lui Vladimir Putin riscă până la 10 ani de închisoare Vladimir Karamurza, un cunoscut critic al Kremlinului, care este acum încarcerat, ar putea fi condamnat la încă 10 ani de închisoare în baza unor acuzații recent dezvăluite privind răspândirea de informații false despre armata rusă. Karamurza, care s-a pronunțat în mod regulat împotriva invaziei Rusiei în Ucraina, își execută în prezent cele cinci zile rămase din sentința de 15 zile de închisoare administrativă, fiind acuzat de nerespectarea ordinelor poliției, transmite de Moscow Times. Avocatul său, Vadim Prokhorov a declarat vineri că autoritățile l-au transportat pe Karamurza la sediul principal al Comitetului de Investigație al Rusiei, care investigează infracțiunile majore. Karamurza, în vârstă de 40 de ani, urma să facă apel la sentința de 15 zile de închisoare la un tribunal din Moscova vineri după-amiază. În data de 11 aprilie 2022, Vladimir Karamurza, important activist, jurnalist și politician rus, a fost arestat în timp ce se apropia de locuința sa din Moscova de cinci polițiști care i-au înconjurat mașina în timp ce filmau evenimentul. Inițial, i s-a refuzat dreptul la un avocat în momentul arestării, iar în urma unui proces desfășurat a două zile a fost condamnat la 15 zile de închisoare pentru nerespectarea unui ordin al poliției. Arestarea lui Karamurza a survenit în urma unui interviu la CNN, a unei mărturii la o audiere a Comisiei de la Helsinki și a altor remarci publice în care a denunțat agresiunea neprovocată și ilegală a președintelui Vladimir Putin împotriva unui vecin suveran, Ucraina. Omul de opoziție a supraviețuit la două presupuse otrăviri la Moscova în 2015 și 2017, despre care susține că au fost represalii pentru eforturile sale de a face lobby în Occident pentru sancționarea oficialilor ruși acuzați de încălcarea drepturilor omului. Zeci de persoane arestate pentru opoziția față de război de când Rusia a lansat invazia în Ucraina, pe care o numește o operațiune militară specială, autoritățile au introdus pedepse cu închisoarea cuprinse între 10 și 15 ani pentru răspândirea unor informații false în mod deliberat, definite în sens larg și care se referă la acțiunile armatei ruse. Cel puțin 32 de persoane au fost acuzate în temeiul articolului nou creat din codul penal rus, potrivit avocatului pentru drepturile omului Pavel Kikov. Între 24 februarie și 20 aprilie, Chicov a declarat că alte 68 de persoane care și-au exprimat opoziția față de război s-au confruntat cu acuzații penale care variază de la vandalism la agresarea poliției.